Și continuăm cu secretele nemțești dincolo de Antarctica, data aceasta tot din textul respectiv de pe harta interzisă de atunci, pentru când s-au dat doar copii pentru elita nemțească. Aici aveți un text în partea stângă sus, citesc din germană direct, ca să fie mai înțeles, ceea ce a spus liderul misiunii, care este M. Bormann, cel care semnează, dar sunt cuvintele oficiale ca ordin ale lui Führer, adică omului cu mustiață care este interzis, să vorbim despre el, supremul comandant al forțelor armate. Spune următorul lucru: eu recomand, spune omul cu mustiață, ca în următoarele 6 luni, cu comisia extraformată, folosind puterile comisiei extraformate ca să recruteze în sau din Wehrmacht, din Forța Aeriană, din Marina Imperială și din unitățile SS, să se recruteze o adunătură de voluntari, niște voluntari care să fie foarte bine selecționați, deci aleși, nu că te prinzi ca voluntar și că ești ales direct, voluntarii să fie aleși pentru dezvoltarea noilor teritorii al Reichului German, adică al Imperiului German nemțesc, în Noua Swabia, New Swabia, Noi Schwabenland, dar fiind limba germană. Și asta a fost ordine, deci timp de 6 luni, adică 6 luni pentru dezvoltare, să se leagă cea mai bună elită, dar oameni bine aleși, de aceea s-au recrutat doar elita elite și a fost un secret chiar și în elita armatei nemțești, pentru că nici măcar cele mai bune unități, cum ar veni din fiecare parte a armatei, n-au știut toți despre chestia asta și poate aceea au și rămas în urmă nemții care s-au dat cu americanii, cine știe, prin operația Paperclip, ca și un fel de răzbunare împotriva celor care au fost și și-au dat seama ăștia că, de fapt, care a fost situația, ăștia au plecat, elita, și au rămas, până la urmă, în Germania, cei care au rămas la sfârșitul războiului, cum că au pierdut. Și până la urmă, au trimis flota aia mare în operația High Jump și au pierdut tot, americanii, rușii și britanici, adică aliații. Aliații au mers după ăștia care au fost acolo, care au mers dincolo și ca să-i urmărească, ca să-i distrugă, sau ca să-i, când au și-au dat seama că ce-au făcut, și ăștia au fost întâmpinați aliații de către OZN-urile, care de fapt este greșit spus OZN-uri, pentru că erau Haunebu și erau obiecte zburătoare identificate, pentru că se știa clar ce au făcut nemții în război, tehnologia lor. De aceea întotdeauna m-am întrebat că de ce nemții au pierdut războiul. Păi l-au pierdut din cauza că au vrut să-l pierde, pentru că ei s-au dus dincolo, unde le este bine, pe Liberia și Asgard, în Agartha, și cine știe ce viață extraordinară au acolo. Și doar aia aleși, care au ADN-ul perfect, foarte mulți au fost aleși din Ucraina și în anumite zone din, după ceea ce a fost Uniunea Sovietică, și din multe zone din Germania și Nordul Europei, aia care sunt foarte frumoși și înalți, cu ochi albaștri și blonzi. Și cam atât, asta este cam toată chestia și ne vedem în următorul video, în care o să vă arăt în limba germană și în engleză cei 9 pași bine descriși, că cine este interesat, cu detalii, locul exact pe unde se intră și pe unde trebuie să mergi, dar ai nevoie de submarin, aici e toată problema, ai nevoie de submarin și evident dacă mergi sunt sigur că o să fie cine știe ce probleme o să ai cu armata americană, cu armata rusă și cu armata nemțească de dincolo, pentru că sunt sigur că în ăștia 80 de ani au făcut tot posibilul ca să n-ajungă nimeni până acolo. Dar o să-ți dau totuși detaliile ca să știi exact profunditatea, latitudinea și totul descris de către nemți 100% cum să ajungi dincolo, dacă vreodată ai capacitățile tehnice și ajungi cu viață. Și cam atât, ne vedem în următorul video cu alte chestii interesante, ca de obicei.